ajutorul Dumnezeu am ajuns în biserica care a fost ridicată peste peștera unde au stat cei 10 leproși. Peștera a rămas de atunci, dar peste ea cu vremea s-a ridicat o biserică creștin-ortodoxă care poartă hramul Sfântului Gheorghe. Aceasta este peștera, locul unde au stat cei 10 leproși. În mijloc se află un baptisteriu, adică o cristelniță, cum se spune la noi, un cazan popular. Aici se vede și icoana cu cei 10 leproși. Hristos care le spune, duceți-vă și vă arătați preoților. Iar în partea aceasta, de sus se vede locul pe unde erau băgați ei, cei bolnavi de lepră, cu niște frânghii, după care erau trăiate frânghiile, rămâneau aici și pe aici li se arunca și mâncarea, ca să nu se îmbolnăvească și alții de la ei.